Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Liber de Datorii. Împreună cu Florian vom continua și astăzi discuția noastră despre cum să ieșim din datorii. Dacă vă amintiți, săptămâna trecută am vorbit despre talentele și abilitățile pe care Dumnezeu le-a le pus în viața noastră și să folosim asta pentru a ieși din datoriile în care ne-am băgat, să ieșim din, din situația în care suntem acum. Pentru că fiecare avem o anumită abilitate, Dumnezeu a pus o pasiune în viața noastră, a pus lucruri pentru care suntem pasionați și ne dorim mai mult decât orice să facem și să împlinim acele lucruri. De asemenea, într-o emisiune anterioară, am întrebat câțiva participanți să ne spună dacă s-ar trezi. În dimineața aceasta, cu toate datoriile plătite și cu o situație financiară, astfel încât să nu mai trebuiască să muncească o zi în viața lor, ce ar face? Lucrul acesta are de-a face cu pasiunile noastre. Care sunt lucrurile care ne fac plăcere? Care sunt lucrurile care ne entuziasmează să le facem și pe care le putem face cu bucurie și cu pasiune? Este bine să luăm cu seriozitate această întrebare și să ne gândim la răspunsul nostru, fiecare individual. Care sunt lucrurile care ne pasionează? Care sunt lucrurile pe care am vrea să le facem, dar poate nu putem să le facem datorită situației în care ne aflăm? Care sunt talentele și abilitățile pe care nu le punem în folosință pentru a ne produce un venit? Ci poate ne gândim că ne-ar plăcea să facem lucrurile acelea când ieșim la pensie sau când o să avem îndeajuns bani încât să, să nu ne pese de altceva. Și emisiunea de astăzi începe cu o evaluare a noastră și o realizare a poate vaselor de ulei care se află în viața noastră, dar pe care nu le folosim. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în noi, sunt talente, sunt abilități, sunt pasiuni pe care le avem, pe care poate am putea să le valorificăm într-un fel, astfel încât să Producă pentru viața noastră, pentru familia noastră, un venit suplimentar cu care să putem să eliminăm datoriile și, mai departe, să putem să investim în viața noastră și în viitor. Care este acel lucru care te pasionează atât de mult încât să poți să-l să faci non-stop, să poți să mergi o zi întreagă făcând acel lucru, fără să mănânci sau fără să dormi? Și sunt acele lucruri în viața noastră care aduc atât de multă pasiune pentru noi, încât nu mai pasă de nimic altceva. Spuneam bisericii săptămânile trecute și dacă suntem pasionați pentru un anumit lucru, circumstanțele nu mai contează. Nu mai contează că suntem obosiți, pentru că avem pasiune pentru, pentru acel lucru. Au fost momente în viața mea când eram atât de pasionat de, de fotbal, de exemplu, îmi plăcea să joc fotbal și nu conta că sunt obosit, nu conta tot ceea ce am făcut în ziua respectivă. Dacă era vorba să, să mă duc la fotbal, dădeam toate celelalte lucruri la o parte și mă duceam să, să alerg o oră cu, cu băieții acolo și să, și să joc cu fotbal, pentru că eram pasionat de, de lucrul acesta. Dacă ne examinăm viața, gândurile, atitudinile, sunt câteva lucruri pe care le ar fi bine să le luăm în considerare. În primul rând, ce am eu de adus? Ce, ce pot eu să ofer la locul de muncă? Dacă deja am un job, poate ce abilități sau aptitudini nu le folosesc? Ce lucruri de valoare pot să aduc la locul de muncă pentru a putea să îmi fac munca mai ușoară și pentru a putea să, să fie o binecuvântare în locul meu de muncă? Pot să vă dau un exemplu de, de lucru acesta pe care l-a menționat Mirabela. Aveam un loc de muncă uh, cu mulți ani în urmă și nu prea, eram, nu prea îmi plăcea locul acesta de muncă, nu eram mulțumit, nu mergeam la, 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 la muncă cu o mulțumire în inima mea și nu mă bucuram că mergeam la, la acel loc de muncă. Și totul îmi întreba pe Dumnezeu, da, dar de ce am locul acesta de muncă, de ce trebuie să fac asta, pentru că vezi că nu îmi place. Și Dumnezeu mi-a zis așa, du-te și fii o binecuvântare. Și a zis ok, doamne, mă voi duce și o să fie o binecuvântare. Și în săptămâna aceea m-am dus cu altă atitudine la, la muncă. M-am dus și am început să fac toate lucrurile cu bucurie. Să fac mai mult decât mi se cerea să fac. Să încerc să pun o perfecțiune în tot ceea ce, ceea ce fac. Și ce s-a întâmplat la în începutul săptămânii? Șeful a venit la mine și mi-a zis, uite, ia un bonus aici pentru că ai făcut o treabă extraordinară săptămâna aceasta. Pasiunea pe care am adus-o la acel loc de muncă s-a văzut. S-a văzut în tot ceea ce am făcut. Și nu doar că s-a -a văzut în jurul meu, dar a văzut chiar și cel care, era, care conducea întreaga lucrare acolo. Este o răsplată care vine cu atunci când noi punem pasiune în ceea ce facem. Este greu să dai totul într-un loc în care te simți nefolositor, în care nu te simți apreciat, dar realitatea și Biblia spune că ar trebui să facem munca noastră ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Ce te motivează zi de zi? Te motivează salariul pe care îl ai sau te motivează influența pe care poți să o ai în viața oamenilor din jurul tău? Pentru că atunci când ești concentrat pe a aduce o, un, un lucru bun, pe a aduce ceva nou la locul tău de muncă, pentru a aduce o inovație în locul în care ești, pentru a ridica standardul acolo, Dumnezeu va onora lucrul acesta și va trimite resursele financiare. Deci nu merge doar fiind motivat de, de, de răsplata financiară pe care o primești, pentru că Dumnezeu te-a pus acolo cu un alt scop, un scop mai înalt, să fie o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Și poți face asta, mergând cu pasiune și făcând lucrul acesta cu pasiune zi de zi. Autorii cărții liberi de datorii ne oferă pe scurt principalele inteligențe prezentate de Howard Gardner în, în cartea lui și vom, le vom puncta pe scurt în emisiunea de astăzi pentru a putea să vedeți și dumneavoastră cu care vă identificați și care poate sunt prezente în viața dumneavoastră fără să vă dați seama? În primul rând, este inteligența lingvistică. Are de-a face cu limbajul nostru, cu vorbirea noastră și sunt oameni care sunt mai talentați în acest domeniu decât alții. Dacă aveți o abilitate de a vorbi, de a prezenta lucruri, de a le pune într-o formă frumoasă în cuvinte, probabil că aveți o inteligență lingvistică crescută. De asemenea, este inteligența logico-matematică. Sunt persoanele care au o înțelegere matematică, în rezolvarea problemelor. Înțeleg fizica, matematica, lucrurile care au de-a face cu cifrele, mult mai bine decât partea, partea umană a lucrurilor, partea de, de lingvistică. Și aici am încadrez și eu în experiența personală, în școală. Întotdeauna mi-a plăcut mai mult și am înțeles mult mai ușor partea matematică, partea care avea de-a face cu, cu cifre, lucrurile mai finite, care au o explicație logică, mai mult decât cele, decât cele lingvistice. Următoarea inteligență este inteligența spațială. Sunt oameni care, care înțeleg designul, care pot vedea în ansamblu, care au o perspectivă mai bună asupra lucrurilor și sunt ingineri, sunt oameni care pot să. arhitecți, oameni care pot să creeze lucruri, au o inteligență spațială în, și aceasta poate fi folosită în anumite cariere. Următoarea categorie este inteligența motrică, care are de-a face cu mișcarea, cu agilitatea noastră, flexibilitatea noastră. Este un domeniu în care unii sunt mai, mai agili decât alții, au o structură diferită decât, decât alții. De asemenea, următorul este inteligența muzicală. Oamenii care au uh, o percepție a ritmului, a sunetelor, pot să redea sunetele mult mai clar decât alții. Ultimele inteligențe punctate de Garner și pe care le găsiți în Cartea Liber de Atorii sunt inteligența interpersonală și intrapersonală. Acestea au de-a face cu abilitățile noastre de a relaționa cu oamenii, de a înțelege așteptările oamenilor, de a putea să vedem dincolo de cuvintele pe care oamenii le spun și, de asemenea, de a vedea cum, cum să ne putem dezvolta personal. Sunt anumiți oameni care, pur și simplu, parcă pot să ne citească gândurile și să ne ajute în încercarea noastră de a crește, de a ne dezvolta, de a ajunge într-un anume punct în carieră sau în viața noastră, pur și simplu. Sugestia și recomandarea pe care o avem pentru fiecare dintre dumneavoastră este să se descoperiți care din aceste aspecte, care din aceste inteligențe este mai dezvoltată în viața dumneavoastră și luați aceste lucruri pentru a putea dezvolta o carieră într-un astfel de domeniu sau uitați-vă la cariera în care sunteți și vedeți ce plus puteți să aduceți la locul de muncă în care vă aflați acum, cu ce, să, cu ce puteți să ajutați să aduceți ceva nou în locul în care sunteți. Scopul identificării talentelor pentru carieră este să obținem venituri suplimentare pentru a putea ieși din datorii și pentru a putea merge mai departe. Și odată ce am identificat aceste lucruri, odată ce ne dăm seama de abilitatea pe care avem, poate putem să dăm meditații, cum am mai auzit în mărturii, poate putem să învățăm pe cineva un instrument, chiar dacă nu suntem experți, este tot timpul cineva care știe mai puțin decât noi pe care am putea să învățăm ceea ce noi știm, este important să folosim veniturile pe care le putem obține pe, pe căile acestea pentru a elimina datoriile. Acestea sunt lucruri pe care putem să le folosim, poate, pentru o perioadă în viața noastră, pentru un anumit sezon, astfel încât să începem să eliminăm datoriile. Și principiul de bază, atunci când vorbim despre eliminarea datoriilor, în primul rând este de fapt să consumăm mai puțin decât câștigăm. Pentru că dacă încercăm să cheltuim mai mult decât avem, vom fi în datorii și vom rămâne în datorii întotdeauna. Ori de câte ori cheltuielile tale sunt mai mari decât veniturile tale, nu este alt rezultat decât datoriile. Pentru că lună de lună va trebui să suplimentezi veniturile într-un fel sau altul. Lucrul acesta se va întâmpla prin intrarea în datorii fie că este împrumut de la prieten, fie că este împrumut de la, de la, bancă. Cunosc un caz al unui om care lună de lună trebuia să se împrumute de bani și nu putea să rupă acest ciclu pentru că stilul lui de viață era mult mai ridicat decât veniturile lui și nu dorea să renunțe la stilul de viață ca să, ca să echilibreze cu veniturile pe care le are, ci dorea să-și păstreze acest stil de viață și soluția lui era ca, ca în fiecare lună să se împrumute de, de bani pentru a putea să-și mențină acest stil. Așa cum am auzit și înainte, legea stăpânirii are de-a face cu a guverna asupra dorințelor, asupra poftelor și chiar asupra obiceiurilor noastre, pentru a putea să eliminăm stilurile de viață nesănătoase care ne duc în datorii, și pentru a ajunge într-un punct în care să putem să fim liberi de datorii și să trăim nu doar pentru a plăti toate lucrurile, ci chiar pentru a fi o binecuvântare. Fiecare ban pe care Dumnezeu ne-l dă, El ne-l dă cu un scop. Și să vedem clar care este scopul acest, acestor bani pe care îi avem. Să stabilim fiecare bănuț unde trebuie să meargă. În momentul în care primim salariu și avem bani în mână, să determinăm în clipa aceea unde vor merge acești bani? Este important să dezvoltăm un plan de cheltuieli. Este important să punem pe hârtie cheltuielile lunare și cheltuielile anuale pentru a avea o imagine de ansamblu și pentru a ne asigura că fiecare bănuț merge în locul în care trebuie, în categoria potrivită, pentru a cheltui cu scop, pentru ca GPS-ul nostru financiar să poată să ne ducă în destinația financiară dorită. În ziua de astăzi, societatea și oamenii din jurul nostru trăiesc într-o capcană a cerințelor minime. Tot timpul, oamenii se gândesc cât de puțin pot să plătesc, care-i plata minimă pe care pot să fac și să fiu ok, cât de puțin pot să dau la locul de muncă și totuși să-mi prime salariu, cât de puțin pot să învăț și să trec un test sau un examen. Avem o mentalitate de cât de puțin pot să dau Domnului și să fiu ok. Oamenii se întreabă lucrurile acestea, este o mentalitate a cerințelor minime, dar atunci când vine vorba de eliminarea datoriilor, nu putem să ne gândim în termen de cerințe minime, ci trebuie să realizăm că acesta este scopul, să eliminăm datoriile cât mai repede. Asta înseamnă că nu ne vom uita niciodată la cât de puțin pot să plătesc și încurajăm oamenii cu toată inima și autorii cărții liberi de datorii fac același lucru nu plătiți doar plata minimă cerută de bancă sau care apare pe scrisoarea primită de la bancă cu plata minimă recomandată este de 10 lei, dar de fapt datoria ta este de 3000 și este important să plătim cât de mult putem. Și întrebarea este cât de puțin pot să cheltui eu și să fiu mulțumit. Cât de puțin pot să dau pe toate acele vase crăpate și lucruri care nu sunt esențiale pentru sănătatea și pentru viața mea, pentru ca să dau cât mai mult către eliminarea datoriilor mele, pentru ca apoi, după ce sunt liber de datorii, să pot să mă bucur și de aceste lucruri. Dacă vă amintiți, în prima parte a emisiunii am vorbit despre a cheltui cu scop a pune un scop atașat fiecărui bănuț pe care îl avem. Și am zis că primul lucru și cel mai important este să-i să dăm lui Dumnezeu. Și aici nu trebuie să avem gândirea minimă. Aici trebuie să vedem cât de mult vreau să-i dau lui Dumnezeu cu bucurie. Cât de mult pot să-i dau lui Dumnezeu ca și să mă bucur că pot să-i dau această, acești bani lui Dumnezeu? Asta este primul și cel mai important lucru. După aceea putem să ne uităm la cheltuielile noastre, putem să ne uităm la la datoriile pe care le avem și și aici să ne cât de mult pot să dau pentru a acoperi cât mai, o, o parte cât mai mare din aceste datorii. Și abia după aceea... Vine partea cu cheltuielile noastre lunare și așa cum a zis Mirabela, aici putem să ne uităm cât de puțin pot să cheltuiesc și să mă descurc în fiecare lună. Pentru că scopul este să acoperim acele datorii, scopul este să ieșim din aceste datorii. Și după ce am, am făcut toate aceste calcule și am văzut că avem ceva în exces, că ne-au rămas niște bani, putem să-i punem ca să acoperim datoriile. Pentru că în momentul în care vom scăpa de ele, vom putea să ne bucurăm de toți acești bani mulți oameni cad într-o capcană în care atunci când văd că au puțin bani extra, le-a rămas ceva pe lângă, au o tendință să-i cheltuie și cred că cu toții suntem așa, pentru că dacă ne chinuim să ieșim din datorii și trăim în lipsuri, în multe domenii ale vieții noastre, poate în dorințele noastre, atunci când avem ceva în exces, prima tendință este să-i cheltuim pe ceva, însă până când nu eliminăm datoriile, este de recomandat să nu folosim acești bani pentru vacanțe sau pentru lucruri extravagante, și nici chiar pentru a pune bani în contul de economii, în afară de fondul de urgențe pe care îl recomandăm ca oamenii să-l aibă în caz de orice eventualitate, pentru că dacă vreo întâmplare neprevăzută sau vreun accident neprevăzut se întâmplă, să nu intrăm din nou în datorii. Să nu avem acest uh, stil de gândire în care spunem, oh, dacă, dacă uite, ele poate vor dispărea. Vă asigur că nu vor dispărea, pentru că băncile nu vor uita de ele sau creditorii nu vor uita de, de aceste lucruri. Chiar și ani mai târziu îți vor aduce aminte că le datorezi uh, acești bani. Deci este important să nu le punem deoparte sperând că poate vor dispărea cumva, ci să le avem înaintea ochilor noștri, să le să setăm o țintă, că vrem să scăpăm de ele. Și abia după aceea putem să ne bucurăm de viața pe care Dumnezeu o are pentru noi. Știu că... Cu toții spunem că merităm și cu adevărat merităm, că muncim din greu și merităm o vacanță sau merităm să avem lucruri bune. Dar vă spun că ne vom putea bucura de ele cu mult mai mult odată ce scăpăm de această povară a datoriilor. Așa este. În, în Luca, capitolul 16, la versetul 10, la versetul 13, Biblia ne învață să fim credincioși în toate lucrurile care ne-au fost încredințate și spune așa: cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Poate că până acum nu am fost... Uh... Credincioși și poate până acum dumneavoastră nu a fost credincioși chiar în toate lucrurile, poate ne-am băgat în datorii, poate au fost decizii pe care le-am luat, care nu au fost cele mai înțelepte, în care nu am dat dovadă de credincioșie față de resursele pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Dar dacă începem cu eliminarea datoriilor și suntem credincioși și perseverenți în asta, în a face celul și scopul nostru să scăpăm de datorii și să eliminăm aceste lucruri care ne împovărează și ne înrobesc, este important să le facem din toată inima și să le ducem până la capăt. Așa cum am mai vorbit în emisiunile trecute despre anumite fișe pe care le găsim, astăzi vom putea să mergem un pic mai în detaliu în aceste fișe și să vă ajutăm să le completați. Poate nu ați completat niciodată un buget sau nu ați văzut o, o fișă de buget. În Cartea Liberă de Datorii este un exemplu a acestei fișe, dar nu este neapărat să-l folosiți pe acesta. Puteți să o faceți propriul dumneavoastră buget. Dar astăzi vreau să, să completăm aceste lucruri împreună, să trecem prin aceste fișe și să, să vă ajutăm să le folosiți într-un mod eficient. Haideți să vorbim despre fișa bugetului lunar. Am promis în emisiunile anterioare că vom vorbi mai în detaliu despre asta, și astăzi este această zi. Când vine vorba de, de bugetul nostru lunar, dacă nu aveți această fișă în printată sau în fața dumneavoastră, puteți pur și simplu să luați o foaie de hârtie și să scrieți pe categorii. În primul rând, care este venitul nostru lunar? Dacă sunteți o persoană fizică singur, singură puteți să notați venitul dumneavoastră. Dacă sunteți o familie, aici notăm veniturile tuturor celor din casă sau din familie care contribuie la cheltuielile familiei. În primul rând salariul, unia și al celuilalt, bonuri de masă dacă primim, aici putem adăuga alocațiile copiilor, pensie, Orice alte venituri în luna, când este ziua noastră, dacă știm că primim daruri financiare, noi le notăm. Este important să fie notate toate sursele de venit, dar principale sunt sursele de venit lunare pe care știm că ne putem baza în fiecare lună. În al doilea rând, facem lista de cheltuieli lunare. Și fiecare avem anumite categorii, sunt diferite persoane, aleg să categorizeze cheltuielile în diferite moduri. Nu este un mod mai corect decât altul. Important este să găsiți un sistem care funcționează pentru dumneavoastră și care are sens în contextul în care trăiți. Dar în, pe această fișă, în primul rând, vedeți că avem donațiile, zeciala, dărnicia, orice alte donații pe care le facem, fie în biserică sau în alte organizații non-profit. Apoi, casa, Aici e vorba de chiria pe care trebuie să o plătim lunar sau o rată pentru un credit imobiliar. Și utilitățile, electricitate, gaz, întreținere, orice alte facturi de telefon, internet, pot fi notate fiecare acolo în parte cu suma medie lunară pe care o plătim, dacă, sunt, dacă e vorba de întreținere sau de facturi la care nu avem o sumă, o sumă fixă. Apoi ne uităm la mâncare, menaj, alimente, putem să ne bugetăm. Pe lună să ieșim de câteva ori la restaurant și să cheltuim o anumită sumă la fast-food sau așa mai departe, articole de menaj, de întreținere, de curățenie. Toate lucrurile pe care le putem folosi și le, le folosim lunar, este important să fie trecute în fișa bugetului personal. Apoi, putem să trecem costurile de transport, fie că e un abonament la autobuz, fie că e benzină pentru mașina personală sau orice altceva, este important să le notăm acolo și apoi. Toate celelalte cheltuieli, dacă sunt rate pe cardurile de cumpărături, rate la bănci, orice alte lucruri, sănătate, medici, dentist și așa mai departe, e important ca toate, toate cheltuielile să, să le trecem în fișa bugetului lunar. Acum că avem notate toate veniturile noastre și toate uh, cheltuielile... Important este să facem un calcul, să vedem unde suntem. Care este bugetul nostru lunar? Dacă avem un exces, dacă trecem de bugetul lunar, dacă cheltuielile sunt mai mari decât veniturile, trebuie să vedem unde putem să, scă, să scădem din cheltuieli. Și noi, cheltuielile, putem să le aflăm foarte ușor, ținând o evidență achitanțelor din luna trecută și vedem exact câte cheltuieli avem. Este important să, să ne dăm seama, să știm unde suntem și unde, unde trebuie să ajustăm. Dacă avem exces, putem să punem mai mult, așa cum am vorbit mai devreme, la, la ratele pe care avem să le plătim. Dacă nu avem exces și, și cheltuielile sunt mai mari, atunci trebuie să vedem unde putem să tăiem. Și pentru asta putem să ne folosim și de fișa vaselor crăpate. De multe ori sunt bani care se scurg printre degetele noastre și nici nu ne dăm seama cum se întâmplă. Și această fișă are câteva exemple, însă nu este exclusivă. E posibil să fie lucruri pe care dumneavoastră cheltuiți bani, care nu sunt în această fișă, și e posibil să fie lucruri aici pe care dumneavoastră nu cheltuiți bani. Însă e important să analizăm viața noastră, să analizăm obiceiurile noastre de cheltuire, de, de cumpărare și să. Vedem unde, ce putem elimina. În general, lucrurile care sunt pe această fișă, de genul cărți, reviste, cosmetică, abonamente la reviste online, spălarea mașinii, cafele, CD-uri, DVD-uri, muzică, filme, sunt lucruri care nu sunt esențiale, care, deși ne aduc plăcere în viață, pentru o perioadă putem să le eliminăm pentru a putea folosi acești bani pentru a elimina datoriile pe care le avem. Dacă ar fi să facem un calcul, și să vedem câți bani dăm pe, pe lucruri mici, pe care nici nu le considerăm, poate dăm un leu pe un covrig și poate doi lei pe un, pe un ziar de care nu avem nevoie și așa mai departe. Și ne uităm la toate aceste cheltuieri, ne dăm seama că se adună o sumă, sumă importantă pe care noi o cheltuim lună de lună. De lună. Și această sumă s-ar putea duce către plătirea unei datorii și să ne ajute să scăpăm mai repede de o datorie pe care o avem și să ne întoarcem la un stil de viață în care putem să facem aceste cheltuieli. Acum că am văzut și partea aceasta cu vase crăpate și ne-am făcut un calcul și am văzut unde putem să eliminăm din cheltuielile noastre pentru a avea mai multe resurse care să meargă către plata datoriilor, haideți să mergem la cea de-a treia anexă care ne va ajuta să punem în ordine datoriile noastre și ne va, ne va ajuta să facem un plan clar de plata datoriilor. Acest tabel uh, poate fi completat așa cum este dacă aveți cartea. Dacă nu, puteți crea din nou acest tabel uh, pur și simplu pe o foaie de hârtie, notând lună de lună, în ordine descrescătoare, de la cea mai mică la cea mai mare datorie, suma pe care putem să o plătim, incluzând excesul pe care putem să-l adăugăm în fiecare lună celei mai mici dintre datorii. și soldul care ne rămâne. Este important să avem vizual înaintea ochilor cu cât rămânem după ce plătim. Am plătit atât, ne-a rămas atât de plătit. Pentru fiecare din, fie că este creditul imobiliar, fie că este creditul pentru un automobil, fie că sunt cardurile de cumpărături, dacă, dacă completăm această fișă, putem avea pe un an de zile imaginea în ansamblu și putem vedea exact dacă adăugăm excesul și, și banii care ne reiesc din fișa bugetului personal, când putem scăpa de datorii. Această planificare ne ajută să vedem când putem să, să, terminăm cu fiecare dintre datorii și asta ne aduce un anumit entuziasm și ne motivează să mergem mai departe pentru că vedem fizic cu ochii noștri pe hârtie cum aceste datorii sunt eliminate. Cu alte cuvinte, ne oferă o speranță că lucrul se poate termina, că această muncă pe care o ducem de a plăti datoriile are un sfârșit și putem să ajungem la acest moment în data respectivă, și ne dă o speranță de a continua, și poate ne, ne impulsionează să facem și mai mult, să eliminăm din cheltuieli din cheltuielile care nu sunt atât de necesare și să adăugăm aici pentru a, a scăpa și mai repede de aceste datorii. Sperăm că împreună cu noi ați învățat astăzi cum putem să obținem venit suplimentar folosindu-ne talentele și abilitățile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, care poate momentan. Nu sunt folosite în viața noastră și cum putem să folosim excesul și veniturile suplimentare pentru a începe să eliminăm datoriile, având un plan clar, având un buget familial, eliminând vasele crăpate și lucrurile prin care banii noștri se scurg fără să ne dăm seama, și având o planificare clară a plăților pentru datoriile noastre pe, pe un an de zile. Toate aceste anexe le puteți găsi în cartea liber de datorii. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi pentru încă o emisiune și până la emisiunea următoare, nu uitați să vă faceți o bună planificare, să vă faceți un buget personal și să aveți un țel clar pentru eliminarea datoriilor. <f>